Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. Capitolul 3. Frăția Rogojinii. Adevărata prietenie. Nimeni n-ar alege să trăiască fără prietenie, chiar dacă ar avea toate celelalte lucruri bune din viață. Aristotel. Dacă nu te duci la mormântarea altora, nici ei nu vor veni la ta. Yogi Berra Una din cele mai frumoase istorisiri ale Bibliei despre comunitate se referă la un om paralizat și la prietenii săi care l-au adus la Isus. Încearcă să-ți imaginezi cum era viața acestui om, ce însemna să fii paralizat în lumea antică. Un astfel de om își trăia toată viața pe o rogojină de un metru lățime și doi metri lungime. Avea nevoie de cineva care să-l hrănească, să-l ridice, să-l îmbrace, să-l întoarcă de pe o parte pe alta, ca să nu facă escare, să-l spele când se mordărește. El n-avea cum să cunoască niciodată acel sentiment de independență pe care noi îl prețuim cu atâta ardoare. Nu se putea face nimic din punct de vedere medical, nici operații, nici programe de reabilitare, nici centre de tratament. Nu putea avea nicio contribuție în societate. Orice persoană aflată într-o astfel de stare, trebuia să-și trăiască viața ca un cerșetor. Asta însemna pe atunci să fie lăsat la marginea drumului, să depindă pentru supraviețuirea de zi cu zi de monedele aruncate de trecători. Dar, visa, uneori în visele sale era sănătos umbla și alerga, muncea bine, era căsătorit, poate, și chiar se hârjonea cu pruncii săi. Apoi se trezea și privea tavanul încăperii, din care nu putea să iasă niciodată, pe propriile picioare, se uita la trupul care îl ținea prizonier, vedea rogojina, care însemna de fapt lumea lui întreagă, și știa că nu va fi niciodată liber. Nu avea nici bani, nici serviciu, nici influență, nici familie și, S-ar părea nici cine știe ce viitor. Eticheta lui, ca atare, era de un metru lățime și doi metri lungime. Ce avea el însă de partea lui? Prieteni, niște prieteni grozavi. Omul acesta jalnic făcea parte dintr-unul din cele mai grozave grupuri ale tuturor timpurilor. Într-un sens, toată această istorie se petrece datorită prietenilor lui. Fără prietenii lui, el nu ar fi ajuns niciodată la Isus, n-ar fi avut parte de nicio vindecare, n-ar fi aflat iertare. Toate acestea s-au întâmplat ca urmare a unei decizii foarte înțelepte, decizie luată de el cu mulți ani în urmă, aceea de a avea prieteni buni. A. Alege comunitatea. Ar trebui să știi că, în cazul omului implicat în istoria de față, dezvoltarea acestor prietenii nu a fost o întâmplare. Din cauza stării sale fizice, am putea crede că, în privința posibilității de a-și face prieteni, zarurile fusese deja aruncat, eticheta ca atare era foarte vizibilă în cazul lui. Chiar și în zilele noastre, persoanele care se luptă cu handicapuri fizice mărturisesc, că obstacolele cele mai dificile pe care le-au de înfruntat sunt atitudinile oamenilor, așa zis normali, care uneori nu știu cum să reacționeze, alteori sunt lipsiți de amabilitate, alteori își întorc privirile și evită contactul vizual. Trăim într-o lume grăbită, un loc unde nu, nu prea primitor pentru aceia care nu pot să alerge la fel de repede ca alții. Dar lumea antică putea fi încă și mai aspră, grecii se descotoroseau în mod obișnuit de nou născuții care prezentau anomalii fizice. Aristotel scria să fie dată o lege care să nu fie crescut niciun copil infirm. În Roma, în timpul secolului al V-lea înainte de Hristos, chiar exista o reglementare legislativă care stipula omorâți cât se poate de repede un copil diform. În Israel, acest om avea de suferit din cauza unui alt fel de stigmat, se presupunea de obicei că dacă cineva suferea din punct de vedere fizic, aceasta era urmarea propriilor fapte. Într-o altă istorisire din Noul Testament, ucenicii văd un om orb din naștere și îl întreabă pe Isus: Învățătorule, cine a păcătuit acest om sau părinții lui de s-a născut orb? Și totuși avem aici un grup mic de oameni care au refuzat să se lase opriți de vreun obstacol. Și acesta este punctul cheie pentru noi. Acest grup nu s-a format din întâmplare. În fața unor obstacole formidabile, stigmatul social, neajunsurile, presiunea financiară, timpul și energia investite la cotă înaltă, ei aleg să fie prieteni. Oamenii alunecă, în ghilimele, rare ori într-o comuniune profundă. Psihologul Alan McGigis observă că prima regulă pentru formarea unor prietenii profunde sună înșelător de simplu acordă prioritate maximă relațiilor tale. În mod tiranic noi tindem să acordăm enorm de mult timp câștigării de bani, cumpărăturilor, realizărilor profesionale, dar neglijăm să dăruim cea mai valoroasă posesiune pe care o deținem, timpul, în beneficiu experienței pentru care am fost creați, comuniunea una din cele mai șocante afirmații din scriptură pentru societatea noastră este aceea care descrie Biserica Primară. Vorbind despre unitatea de gândire și simțire dintre primii creștini, scriitorul biblic Luca ne informează că se întâlneau în fiecare zi. Ei se închinau împreună, mâncau împreună, vorbeau unii cu alții, se rugau împreună, zi de zi. Nu e de mirare că au ajuns să fie atât de apropiați. Noi încercăm să recreăm comunitatea din primul secol, având la bază un corespunzător secolului al XXI-lea. Și nu merge. Poate că, pentru cei mai mulți dintre noi, cel mai mare obstacol în calea unei relaționări profunde este pur și simplu ritmul alert al vieții noastre. Cât de des auzi sau spui ceva de genul, trebuie să ne întâlnim în curând sau să ieșim undeva să luăm masa împreună când se mai așează lucrurile. Cerința pentru a ajunge la o intimitate adevărată constă în doze mari și dese de timp fără grabă. Dacă îți închipui că poți înghesui adâncirea relațiilor printre rândurile unui program supraîncărcat, mai gândește-te. Oamenii înțelepți nu folosesc cuptorul cu microunde când e vorba de relațiile cu prietenii, cu copiii lor sau cu partenerii de viață. Nu poți ajunge la o comuniune profundă la repezeală, nu se poate să asculți la repezeală. Nu poți plânge în grabă cu cei ce plâng, nici nu poți să te bucuri în grabă cu cei ce se bucură. Mulți oameni nu au prieteni buni pentru simplu motiv că n-au făcut niciodată o prioritate maximă din cultivarea relațiilor. Nu poți purta rogojina cuiva în grabă și fiecare persoană are rogojina sa. B. Fiecare cu rogojina lui. Gândiți-vă la tot ce a avut de tras omul paralizat pentru a se împrieteni cu acest grup de oameni. Uneori, probabil că s-a luptat cu propriul său sentiment de dependență. Presupun că nu odată a simțit că este gelos pe independența lor, deoarece, după ce petreceau timp împreună, toți plecau acasă cu proprii, pe propriile lor picioare, mai puțin el trebuie să fie existat momente în care el să fi dorit în adâncul inimii să poată schimba locul cu unul dintre ei. Probabil că era greu să se gândească la felul în care ei îi considerau starea nevoiașă. Este o mare vulnerabilitate să ai nevoie de cineva care să-ți ducă rogojina. Când alții îți cară rogojina, ei îți văd starea de slăbiciune, iar dacă te scapă, s-ar putea să te rănești. Acești prieteni împărtășeau același dar: vulnerabilitate încrezătoare și loialitate demnă de încredere. Rogojina, care, conform standardelor societății de atunci, ar fi trebuit să creeze o prăpastie între cel așezat pe ea și ceilalți, a devenit o provocare pentru slujire și acceptare. Fapt pentru care acest grup devine frăția Rogojinii. Iată adevărul cu privire la noi. Fiecare om are o rogojină, care este un fel de imagine a fragilității și a imperfecțiunii umane. Este ceea ce nu e în regulă cu privire la persoana mea. Este acea etichetă mică pe care scrie ca atare și pe care aș dori atât de mult să o ascund. Dar numai atunci când le permitem altora să ne vadă rogojina, când acordăm și primim ajutor, numai atunci vindecarea devine posibilă. Orice întâlnire eficientă a alcoolicilor anonimi este o frăție a rogojinii, la fel și familiile și bisericile sănătoase, pentru că fiecare om are rogojina a lui. Poate că rogojina ta este un temperament pe care nu-l poți controla, te dezlănțui asupra oamenilor pe care vrei cel mai mult să-i iubești. Îți ies pe gură cuvinte pline de mânie pe care știi că le vei regreta cu lacrimea mare. Copiii tăi se uită uneori la tine cu priviri pline de spaimă. Nu poți suferi felul în care mânia clocotitoare se revarsă din tine, dar simți că nu mai poți ține în tine, la fel cum un vulcan nu-și poate reține lava. Poate că rogojina ta este teama, îți place să auzi povești cu exemple de curaj și îndrăsneală, îți imaginezi în mintea ta sute de scenarii în care îți asumi riscuri temerare și îi pui la lucru, la punct, cu detașare și aplomb pe cei care te terorizează. În realitate însă, încă îți mai transpiră palmele când trebuie să clarifici ceva cu mama ta. Poate că rogojina ta este incapacitatea de a avea încredere în alții, sau nevoia de a deține controlul sau neputința de a vorbi limbajul inimii. Poate că rogojina ta implică un secret teribil legat de un lucru îngrozitor pe care l-ai făcut cândva și pentru care încă te simți vinovat. Poate că e un sentiment zdrobitor al eșecului sau al inadecvării sau al lipsei de șarm sau al singurătății. Unii oameni își petrec toată viața administrându-și rogojină, dar pretind că nu au nicio rogojină. Par să fie atât de sănătoși și de puternici încât cei din jurul lor presupun că ei ar putea merge în orice direcție ar dori. Acești oameni pot vedea rogojinile altora poate au chiar un dar spiritual al identificării de rogojini în viața altora, dar nu și-o dezvăluie niciodată pe a lor. Preocuparea lor principală este să-și ascundă inima zdrobită de ochii celorlalți. Dacă te regăsești în această imagine, probabil că ai ajuns foarte priceput în a-ți ascunde rogojina. Poate că vei reuși să-i convingi pe toți de puterea și priceperea ta, dar nu vei trăi în comunitate. Acum aș vrea să-ți pun o întrebare directă. Există cineva care să-ți care și ție rogojina măcar din când în când? În fața cui îți dezvălui slăbiciunea și conflictele care te macină? Care-i persoana pe care o rogi să se roage pentru tine? Cui îngădui să-ți vadă inima zdrobită? Jean Vanier scria, nu există comunitate ideală. Comunitatea e formată din oameni cu toată bogăția lor interioară, dar și cu toate slăbiciunile și lipsurile lor: oameni care se acceptă și se iartă unii pe alții, care sunt vulnerabili unii față de alții. La temelia unei comunități stau mai degrabă smerenia și încrederea decât perfecțiunea. Încheia citatul. Dacă vrei să ai o prietenie profundă, nu poți fi mereu cel puternic. Va fi nevoie câteodată să lași pe altcineva să-ți scare rogogina. Așa se întâmplă în istorisirea din Biblie de la care am pornit. Oamenii din acel grup deveniseră prieteni. Pentru asta a fost nevoie de un caracter formidabil și de multă hotărâre. Poate că, din cauza că vulnerabilitatea unuia era atât de vizibilă, toți ceilalți deveniseră mult mai sinceri în legătură cu propriile lor rogojini. Împotriva tuturor așteptărilor, ei au ajuns să formeze o comunitate restrânsă, frăția rogojinii. C. O comunitate de spărgători de acoperișuri. Apoi, într-o bună zi, Iisus ajunge în orașul lor. Acești patru bărbați află acest lucru și, normal, vor și ei să-l audă pe acest învățător renumit. Unul din ei spune: Nu putem să ne ducem numai noi, trebuie să-l ducem și pe prietenul nostru acolo. Ar fi o încurajare pentru el. Și dacă toate lucrurile care se spun despre Isus sunt adevărate, poate că ar putea chiar să-l vindece pe prietenul nostru. Ar fi ceva, nu? Trebuie neapărat să-l ducem acolo. Pentru a reuși ce și-au propus, era nevoie de un important efort logistic, dar nu s-au dat în ei nu căutau neapărat confortul lor, ei se gândeau la el. Așa fac prietenii. Prietenii se ajută între ei, se slujesc unii pe alții. Ei îi spun prietenului lor că îl vor duce să-l vadă pe Isus. Vor trece să-l ia la ora nouă. Nu prea are de ales, pentru că atunci când prietenii lui spun că vor veni să-l ia, ei chiar vin și-l iau pe sus, Iată, -i ajungi la casa în care Isus își expunea învățăturile. Era plină ochi. Toți stăteau în picioare. Nu mai era loc nici măcar afară, în fața ușii, spune Biblia. Isus era atât de aproape, și ei nu puteau să ajungă la el. Această întâmplare a avut loc cu mult înainte de apariția acelui verset, atât de drag participanților la serviciile religioase ale bisericilor din zonele suburbane americane să-ți lași programul pe scaun pentru a-ți rezerva locul și oricine se va așeza pe locul acela va fi aruncat în întunericul de afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Prietenii omului paralizat nu luaseră în calcul acest factor. Au fost atât de plini de entuziasm, iar acum se văd lăsați pe din afară. Pentru o vreme s-au mulțumit să privească. Apoi unul din ei, Specialistul în management, deținătorul unui master în management, spune: Cum l-am putea duce la Isus? Vă provoc la un brainstorming. Nu uitați, nu există idee proastă. Unuia dintre ei, probabil celui mai tânăr, cel cu tatuaje și cercei, pentru că era genul cu o gândire neîngrădită de prejudecăți, chiar îi veni o idee. Ce ați zice dacă am face o gaură în acoperiș și l-am coborât pe acolo? Tăcere. Ok, întreabă managerul, mai sunt și alte idei? N-au mai fost altele. Ideea cu gaura din acoperiș a fost singura idee care le-a trecut prin cap. Au fost de acord că era o metodă nu tocmai ortodoxă de a-și face intrarea în încăpere, dar erau disperați să ajungă la Isus. Deciseseră că nimic nu le va sta în cale atât de mare era încrederea lor în Isus și atât de puternică dragostea pentru prietenul lor. Așa că au făcut rost de frânghii cu ajutorul cărora să coboare rogojina de pe acoperiș și au urcat. Era un lucru obișnuit în vremea aceea să existe o scară exterioară care ducea pe acoperișul casei, care acoperiș era adesea folosit drept terasă. Bun, prietenii ajung sus și încep să renoveze în ghilimele casa tipului aceluia. Dacă îți faci griji că istoria aceasta este prea îngăduitoare cu vandalismul, e bine să știi că pe atunci acoperișurile erau alcătuite din bârne de lemn îmbinate, iar spațiile dintre ele erau umplute cu stuf, crenci și lut. Tipii aceștia nu au avut nevoie de o bilă de oțel, din acelea care se folosesc azi în demolări. Un acoperiș de acest fel se repara ușor. Imaginează-ți următoarele. Isus îi învață pe oameni și, pentru că el este un învățător excelent, a reușit să le capteze întreaga atenție. Deodată însă se aud niște zgomote, la început înfundate, apoi tot mai clare, par să vină de pe acoperiș. Murdărie, praf, bucăți de stuf încep să cadă din tavan, intrându-le oamenilor în ochi și prinzându-li se păr mai întâi câțiva stropi, iar apoi o grindină de bucăți mari de tencuială primitivă din secolul I. În cele din urmă, orice conversație încetează, Isus însuși întrerupându-și discursul. Toți privesc în sus și văd că în tavan apare o gaură. Patru perechi de mâini smulg bucăți de jur prejur pentru a-i lărgi circunferința. Imaginează-ți că ești proprietarul acelei case, ai fost de acord să găzduiești întâlnirea și dintr-o dată te trezești că, fără să ți se ceară în cuvințarea, ți se instalează un luminator, în ghilimele. Probabil că proprietarul și-o fi sunat agentul de asigurări să afle dacă polița lui prevede despăgubiri pentru un astfel de caz. Isus e aici, putem să spunem că este un caz de forță majoră? În engleză, Act of God, intervenție divină, care în contractele de asigurare este tradusă în limba română prin forță majoră și înseamnă calamitate naturală, dezastru neprevăzut. Atenție, la englez este intervenție divină. Acești oameni erau atât de devotați prietenului lor, încât au decis că lor nu le va sta în cale un biet acoperiș. Ei și-au slujit prietenul cu hotărâre, cu îndrăsneală și cu o doză bună de creativitate. De dragul prietenului lor ei s-au transformat în spărgători de acoperiș. Și am sentimentul că multă vreme de atunci încolo și au amintit de acel moment. Comunitatea este construită de cei care slujesc. Comunitatea excelentă este construită de spărgători de acoperișuri. În mod ironic, multe dintre barierele care ne țin izolați sunt surprinzător de fragile foarte mult asemenea acoperișului care a stat în calea acestui grup de inițiativă. Posibil ca în zilele noastre, mașinăria care contribuie cel mai mult la distrugerea comunității să fie o cutie cu geam, cu un cablu care se introduce în priză. Cele mai multe studii efectuate asupra modului în care e folosit timpul arată că americanul de rând petrece în fața televizorului peste patru ore pe zi. Jurnalele în care au fost înregistrate activitățile zilnice arată că soții și soțiile petrec de 3-4 ori mai mult timp urmărind programe de televiziune decât petrec stând de vorbă împreună, și de 6-7 ori mai mult decât petrec în activități comunitare în afara casei. Dolores Curen relatează că uneori se folosește de următorul exercițiu de comunicare cu membrii unor familii. Ea îi roagă să noteze expresiile cel mai des folosite în casele lor. Un părinte a fost uluit să constate că, în cazul familiei lui, primele două expresii erau ce e la televizor și dă-te mai încolo. În cuprinzătorul său studiu referitor la erodarea comunității, Robert Putnam notează. Dependența de televizor pentru petrecerea timpului liber nu este doar un factor semnificativ ce anticipează lipsa de angajament civic. Este unicul și cel mai persistent factor de predicție pe care l-am descoperit. El adaugă că următoarea afirmație demoralizează. Un atașament profund față de vizionarea programelor de televiziune, așa cum am ajuns să avem cei mai mulți dintre noi, este incompatibil cu un angajament major față de viața comunității. Încheia citat. Prietenii adevărați sunt acele persoane care și-au luat un angajament major, care sunt gata să dărâme acoperișuri pentru semenii și apropiații lor. Dar, așa cum spune lui Smith, în societatea noastră, noi facem confuzia între prieteni și oameni prietenoși. Scriu aceste cuvinte la doar câteva momente după ce am închis telefonul. Bărbatul de la celălalt capăt al firului îmi vorbea adresându-mi se pe numele mic, m-a întrebat cum îmi merge, mi-a vorbit pe un ton cald și grijuliu. Era preocupat că serviciul poștal pe distanțe lungi nu-mi furnizează serviciile de care o persoană ocupată ca mine ar avea nevoie. Dar atunci când am spus că nu vreau să cheltuiesc bani pentru firma lui, am avut impresia clară că relația noastră se sfârșește brusc. Era o persoană prietenoasă, dar nu era prietenul meu. Trăim într-o lume a rețelelor, a legăturilor, a agendelor pline de numere de telefon, a serviciilor contra serviciilor. Dar când relația nu mai are valoare strategică, când vânzările scad, când avionul aterizează, relația ea sfârșit. Poate că este vorba despre relația cu un coleg, poate fi o cunoștință cu care ai o relație cordială, reciproc avantajoasă. Acesta nu e un lucru neapărat rău, dar nu e o prietenie. Un prieten îți este devotat într-un fel în care niciun furnizor de servicii plătit n-ar putea fi. Este o diferență enormă între a fi prietenos cu cineva pentru că este spre avantajul tău și a fi prietenul cuiva. Îmi place foarte mult definiția pe care o dă familiei psihologul Urie Bronfenbrenner, care și cred să, că se potrivește foarte bine frăției Rogojini. Un grup care posedă și pune în aplicare un angajament irațional pentru binele membrilor săi. Cuvântul cheie este irațional. În comunitățile extraordinare, oamenii cară rogojini și pătrund în casă prin acoperiș fără să întrebe mie ce-mi iese din treaba asta. Cât de des faci gesturi gen spargerea acoperișului? Nu mă refer aici, desigur, la distrugerea proprietății cuiva. De cele mai multe ori un asemenea gest implică doi timpi, observarea și trecerea la acțiune. Când vezi că un prieten este descurajat, poți să-i scrii un bilet sau să-i dai un telefon. Când știi că cineva are nevoie să stea de vorbă, fă timp și ascultă-l chiar dacă ești ocupat. Când vezi un obiect despre care știi că ar provoca o mare bucurie unui membru al familiei, dacă poți, fă l cadou chiar dacă nu e o ocazie deosebită. La scurt timp după ce Nancy și cu mine ne-am căsătorit, când eu lucram la școală și o duceam mai greu cu banii, un coleg de serviciu ne-a văzut la restaurant și ne-a achitat nota de plată în secret. Și acum, după aproape 20 de ani, ne amintim ce dar grozav a fost. Aceasta ne conduce la ceea ce s-ar putea numi ironia rogojinii. De obicei, nu ne lăudăm cu rogojina noastră și cel mai adesea am vrea să o ascundem. Adesea suntem conviși că dacă alții ar ști de rogojina noastră, ar sta la distanță de noi dar în realitate tocmai rogojina este punctul de legătură pentru o relație profundă. Psihologul Henry Claude ne spune despre o astfel de frăție a rogojinii. Henry conducea un grup de pacienți internați într-un spital, persoane care se luptau cu probleme de viață din cele mai dificile. Unul din membrii grupului era un pastor, căruia îi vom spune Joe. Rogojina sa era o dependență de natură sexuală cu care se lupta de ani de zile. Se confesase și se rugase de nenumărate ori de-a lungul anilor, dar nu reușise să scape de ea. Într-un final, disperarea și sentimentul de vinovăție deveniseră atât de puternice, încât se internase de bunăvoie în spital pentru a primi ajutor. Terapia de grup făcea parte din programul său. Într-o dimineață, o asistentă l-a anunțat pe Henry că Joe nu avea să vină la sesiunea de grup în ziua aceea. Henry s-a dus să vorbească cu el și a descoperit că Joe avusese o recidivă în noaptea precedentă. Henry a reușit cu greu să-l convingă să vină totuși la întâlnire. Membrii grupului l-au întrebat pe Joe dacă se simțea bine. El a spus că da, deși nu suna prea convingător. În sesiunile anterioare, Joe se mulțumise doar să asculte ce spuneau ceilalți membri ai grupului. Se simțea în largul lui, purtând rogojinile altora, dar tot nu dorea să arate prea mult din rogojina sa. Dar în dimineața aceea, Henry nu i-a mai lăsat nicio portiță de scăpare. Încet, încet, cu durere în glas, Joe a început să le permită altora să vadă cât îi era de rușine și cum se considerau un ratat. El le-a vorbit despre ani întregi marcați de vinovăție. Stând la Amvon, îngrozit la gândul că era posibil ca cineva să-l fi văzut în noaptea precedentă, într-un loc în care nu avea ce căuta, pretinzând că vorbea pentru Dumnezeu, când de fapt el era cel mai mare ipocrit din congregație. Și totuși, în ciuda durerii pe care o provoca acel viciu, nu reușea să scape de el. Joe, abia dacă mai putea rosti cuvintele, în timp ce își spunea povestea vieții, Privirea nu s-a ridicat deloc din podea. Nu se putea aduna suficient de mult pentru a privi pe cineva în ochi. Uită-te la grup, i-a spus Henry. Nu pot, mi-e prea rușine. Uită-te la grup. Vreau să te uiți în ochii acestor oameni care te-au ascultat. Trebuie să faci acest lucru. Plin de teamă, acest om zdrobit și-a ridicat capul a privit în jur la toți cei așezați în cercul acela și a văzut că fiecare din cei care îl priveau avea ochii plini de lacrimi. Fiecare inimă de acolo suferea durerea chinului său. N-a auzit niciun reproș, nicio acuzație, nicio condamnare, doar compasiune. Pentru prima dată în viața lui, John nu mai era singur cu durerea zdrobitoare ce-l paralizase și care îi schilodise sufletul atâta amar de ani. În sfârșit, câțiva oameni îi aflaseră slăbiciunea și totuși aleseseră să-i fie prieteni. Pentru prima dată în viața lui avea câțiva purtători de rogojină care să-l ajute să ajungă în acel loc al vindecării, unde nu ar fi putut ajunge niciodată singur. În acel moment, un om care ani la rând îi învățase pe alții despre har, a gustat în sfârșit harul și acesta l-a îngenunchiat. A plâns ca un copil, dar i-a fost dat să audă cuvintele rostite pentru un alt suflet, infirm, cu mult timp în urmă. Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Henry afirmă că dependența lui Joe a fost frântă în ziua aceea. Mai avea multe de făcut și o cale lungă de străbătut. Era nevoie de mărturisiri, de dezvoltarea unor deprinderi noi. Nu se terminase încă. Dar forța nemiloasă a dependenței fusese învinsă în ziua aceea. Atât este de mare puterea frăției Rogojinii. Harry Stack Sullivan a fost un deschizător de drumuri în domeniul psihologiei interpersonale. El obișnuia să le spună studenților săi: Este nevoie de oameni pentru ca oamenii să se îmbolnăvească, și este nevoie de oameni pentru ca oamenii să se însănătoșească. Din punct de vedere teologic, acest lucru nu este strict adevărat, fiindcă fiecare dintre noi avem propriul coeficient de păcat și zdrobire, pentru care suntem singurii răspunzători, fără ajutor din partea altora. Dar, atât în bine cât și în rău, noi suntem mai degrabă modelați de oameni decât de orice altă influență în viață. De aceea, mai mult decât orice altceva, Dumnezeu folosește oameni pentru a-i vindeca pe oameni. Jean Vanier scrie, o comunitate nu există niciodată numai pentru sine sau pentru propria ei glorie. Apare din ceva mult mai măreț și mai profund de care și ține, inima lui Dumnezeu, dorința lui de a conferi împlinire omenirii. O comunitate nu e niciodată un scop în sine, este doar un indicator care ne îndeamnă să mergem mai departe, mai în profunzime, adresând oamenilor chemarea de a iubi încheia citatul. D. Comunitatea presupune încredere. Acum imaginează-ți pentru moment că ești cel de pe rogojină. Mai ai puțin și vei trece prin acoperiș. Este cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat vreodată. Te întrebi dacă poți avea încredere în prietenii tăi, dacă vei fi în siguranță. La urma urmei, când te cară dintr-un loc în altul la nivelul solului, dacă te scapă, este neplăcut, dar n-ar fi o greșeală iremediabilă. Când ești pe acoperiș însă, riscul crește puțin. A verificat cineva frânghile? Te întrebi dacă poți să ai încredere în mulțime, că își va păstra calmul. La urma urmei au venit de vreme pentru a ocupa un loc. Mulți din ei au propria lor listă de cereri. Te gândești că vor considera că ai sărit peste rând și te-ai băgat în fața celorlalți care stau la coadă? Dacă se lasă cu lovituri, nu mai ai nicio protecție? Te întreb dacă poți să ai încredere în Isus. Dacă se dovedește că de fapt nu poate să te ajute? Mai rău, dacă este în toiul unei argumentații foarte importante și nu-i place să fie întrerupt? Stai întins acolo pe rogojina ta, încă pe acoperiș, Gândindu-te la toate aceste pericole, trebuie să iei o decizie. Dacă treci prin acoperiș, poți să cazi, e posibil să fii ridiculizat, există riscul de a fi respins. Pe de altă parte, dacă nu treci prin acoperiș, este sigur că nu vei fi vindecat niciodată. Ai o singură șansă să devii întreg. Omul dă din cap, decide să-și asume riscul, devine și el un spărgător de acoperiș și nimic nu va mai fi la fel. E. Comunitatea autentică implică întotdeauna creștere spirituală. Prietenii acestui om se întreabă probabil și ei cum va reacționa Isus. Știu din proprie experiență că învățătorii tind să fie iritați de întreruperi. Observă faptul că Isus a aranjat să vină pe pământ înainte de apariția pagerelor și a telefonelor mobile la împlinirea vremurilor, este expresia biblică folosită pentru acest moment. Isus își ridică privirile și vede chipurile celor patru prieteni care îl privesc încremeniți. Ei nu voiau să ceară nimic în nume personal. Singurul gând care îi anima era, numai de am reuși să-l ducem pe prietenul nostru aproape de Isus. Asta vor să facă prietenii adevărați unii pentru alții. Apoi, Textul biblic spune un lucru uimitor. Când le-a văzut Isus credința, de obicei relatările despre vindecări vorbesc despre faptul că Isus vede credința celor care cer vindecarea pentru ei înșiși sau pentru copiilor. Aici însă e vorba despre credința prietenilor, nu neapărat a celui în cauză. Știi ce poate face credința unei persoane pentru un prieten? Acești bărbați au făcut o gaură în acoperiș și l-au coborât pe prietenul lor în acea încăpere. Nu ni se relatează că ei au și spus ceva. Nu ni se spune că Isus ar fi fost mișcat de cuvintele rostite de cineva, ci ni se spune că El le-a văzut credința. Ce a văzut Isus? O gaură mare în tavan și patru chipuri țindu-se pe marginea ei chipuri transpirate, prăfuite, îngrijorate, pline de speranță. Chipurile unor oameni care se gândeau numai la prietenul lor și care aveau încrederea că inima lui Isus va fi mișcată. Isus vede un grup de oameni care posedă și acționează pe baza unui angajament irațional pentru binele unuia dintre membrii lui. Isus vede o frântură din ceea ce a avut Dumnezeu în plan când a creat ființele omenești. El vede o mică insulă de șalom, într-o mare a zdrobirii. Vede oameni care iubesc chiar și când au de-a face cu o etichetă uriașă pe care scrie ca atare și admite că e unul din momentele cele mai frumoase ale umanității. El le vede credința. Isus își întoarce privirile și se uită în jos, spre trupul contorsionat, lipsit de vlagă, de pe Rogojină. El vede nu doar un trup zdrobit, ci și, ca în cazul fiecăruia din noi, un suflet zdrobit, un suflet căzut, Și îi spune cu blândețe, fiule, păcatele -ți sunt iertate. Mă întreb oare ce o fi gândit în acel moment omul de pe Rogojină? Nu și amintea să se fi înscris la o discuție despre păcatele lui. Dar acesta e unul din lucrurile care se întâmplă atunci când ești cufundat până în gât în comunitate, și când Isus este în mijlocul acesteia, când faci parte dintr-o astfel de comunitate, problema păcatului apare cumva la suprafață. Când sunt singur, pot să mă convin că sunt o persoană smerită. Apoi, când sunt împreună cu alții și aud că altcineva primește laudele, o voce care nu e absolut deloc smerită, începe să protesteze în lăuntru meu. Foarte tare, când sunt singur, pot să mă conving pe mine însumi că sunt o persoană miloasă. Pot să privesc un film emoționant și să mă simt foarte mișcat. Dar când sunt cu persoane reale și îmi dau seama că ar trebui să-mi folosesc energia, să-mi sacrific timpul și să renunț la confortul personal pentru a practica mila, văd că nu sunt nici pe departe așa de altruist cum credeam că sunt. Un personaj al lui Dostoevski spunea, în visurile mele sunt adesea decis să slujesc omenirea cu pasiune. Totuși, sunt incapabil să trăiesc o persoană în aceeași cameră timp de două zile, și știu asta din experiență, încheia citatul. Relatarea biblică la care ne-am referit reflectă ceea ce se întâmplă când există o comuniune profundă. Mai devreme sau mai târziu se ajunge la problema păcatului. Comunitatea e locul în care ne sunt descoperite limitele, temerile și egoismul, scrie Jean Vanier. Când suntem singuri, putem crede că iubim pe toată lumea. Acum când suntem cu alții, trăind cu ei tot timpul, ne dăm seama că suntem de incapabil de iubire, cât de multe le refuzăm altora, cât suntem de închiși în noi. Închis citatul. În comuniunea profundă cu Isus, în frăția rogojinii, păcatul nostru este discutat și iertat. Isus împlinește dorințele prietenilor acestui om la un nivel mult mai profund decât își dau ei seama. Când cineva ți este prieten, cea mai mare dorință ta pentru el, mai profundă decât binele exterior sau chiar și decât sănătatea trupului, este ca el să fie împăcat cu Dumnezeu. Dacă cineva mi este cu adevărat prieten, preocuparea sa cea mai adâncă va fi binele caracterului meu, binele sufletului meu. Paul Vandel scrie în Prieteniile spirituale, binele principal este dragostea comună pentru Hristos și dorința de a crește împreună în Hristos. Este ceea ce distinge prietenia spirituală de celelalte relații, încheia citatul. Poți să fii sigur de acest lucru? În comunitatea cu Isus și cu cei care te iubesc, ți se va întâmpla și ție în mare parte ce i s-a întâmplat acestui om. Păcatul va fi numit și abordat spre rezolvare. Deși asta sună înfricoșător, poate să fie darul cel mai bun pe care l-ai putea primi vreodată. Acestui om care a fost batjocorit și judecat de oamenii care presupuneau că trupul său bolnav indica o stare de inferioritate spirituală, Acestui om, Iisus îi spune: Ești curat, ești iertat, ești drept înaintea lui Dumnezeu. Este remarcabil faptul că Isus știa că acest om avea nevoie și de iertare, în aceeași măsură în care avea nevoie de vindecare. Un prieten m-a întrebat recent: Până la urmă, ce păcate poate face un om paralizat? Fără îndoială că Isus a înțeles faptul că păcate dintre cele mai grele resentimentul, aroganța, judecarea altora, insensibilitatea față de dragoste, pot fi comise fără să miști un deget. Unul din aspectele cheie ale acestei istorie e acela că mai sunt și alți oameni prezenți în camera aceea, învățători ai legii, oameni care erau considerați chiar și de ei înșiși, uriași din punct de vedere spiritual. Probabil că aceștia au ajuns la timp și au ocupat locuri bune Iată însă că ei nu aduc niciun prieten la Isus. Se presupunea că ei erau persoanele cele mai spirituale, dar se pare că niciunul din cunoscuții lor nu suferea sau nu era derutat sau nu avea nevoie de Isus. Merită să ne oprim un moment pentru a întreba, cine credeți că era mai mare în ochii lui Dumnezeu? Experții, specialiști în lege care știau grămadă de lucruri despre Biblie, Priviți ca fiind învățători și conducători, dar care nu aveau nici măcar o singură persoană la care să țină suficient de mult pentru a o aduce la Isus, sau patru spărgători de acoperiș neciopliți, care aveau probleme cu respectarea ceremonialului, dar care au fost în stare de orice pentru prietenul lor. Acest lucru ne aduce la un subiect de o importanță fundamentală. Legătura dintre dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru oameni. F. Unitatea orientării spirituale. Să începem cu o întrebare. Ce te preocupă sau unde îți rătăcește mintea atunci când nu faci nimic? La ce visezi cu ochii deschiși? Poți spune multe despre cineva dacă știi la ce se gândește când stă degeaba. Traducerea engleză King James redă astfel versetul din Proverbe 23 cu 7. Omul este ceea ce gândește în inima lui și chiar este adevărat. Un întreprinzător visează tot timpul la afacerea pe care vrea să o pornească. Un antrenor foarte bun măzgălește tot timpul scheme de joc pe câte o bucățică de hârtie. O proaspătă mămică își face griji tot timpul pentru copiii săi, când copiii noștri erau foarte mici, în rarele ocazii în care Nancy și cu mine petreceam o noapte departe de ei într-o cameră de hotel, primul lucru pe care îl făcea ea era să verifice dacă nu aveam vreun mesaj care să ne informeze că vreunul din copiii noștri fusese răpit. La ce se gândește băiatul adolescent obișnuit de 18 ani, ai cărui hormoni au luat o razna? La ce se gândește tânărul bărbat proaspăt căsătorit în noaptea anunții sale? Dar un bărbat obișnuit în vârstă de 80 de ani. Iată aici un subiect de discuție. Urmează întrebarea, la ce se gândește Dumnezeu toată ziua? Fiind omniscient, sigur că Dumnezeu poate să se gândească în același timp la toate lucrurile. Dar înțelegi ce am vrut să spun prin această întrebare? Ce anume îl preocupă pe unde îi cutreieră gândurile? Putem ști acest lucru datorită lui Isus. El este cuvântul, mintea lui Dumnezeu întrupat. Și Isus a insistat asupra faptului că Dumnezeu se gândește în mod constant la oamenii pe care îi iubește atât de mult. Isus a spus că gândurile Tatălui se îndreaptă spre oameni, la fel cum gândurile unui păstor revin la oaia pierdută la fel cum gândurile unei femei sărmane sunt obsedate de găsirea monedei pierdute. Dumnezeu nu i-ar putea uita pe oameni așa cum nicio mamă care alăptează nu și-ar putea uita pruncul nou născut. Dumnezeul pe care ni l-a revelat Isus este un Dumnezeu preocupat fără încetare cu găsirea, răscumpărarea și iubirea oamenilor. De aici putem trage o concluzie foarte importantă. Este pur și simplu imposibil să-l iubești pe tatăl fără să îi împărtășești dragostea pentru oameni. Este extrem de important ca oamenii care îl urmează pe Isus să înțeleagă acest lucru. Eu am crescut într-un mediu în care mulți oameni credeau că devin mai buni din punct de vedere spiritual, dacă participă la multe servicii religioase, dacă urmăresc predici la televizor sau memorează multe versete din Biblie. Dar inimile lor, ceea ce simțeau ei pentru alți oameni, mai ales pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, pentru cei pierduți, pentru căutători, pentru oamenii cu obiceiuri rele, în tradiția în care am crescut eu, asta însemna fumători, alcoolici, cei care înjură și adepții Partidului Democrat, Așadar, inimile lor erau din ce în ce mai împietrite, mai reci și mai intolerante față de astfel de oameni de la an la an. Rău nu este numai faptul că asemenea lucruri s-au întâmplat, dar și că oamenii aceia credeau că astfel cresc din punct de vedere spiritual. Realitatea este că, de fapt, cu cât te maturizezi mai mult spiritual, cu atât inima ta este mai atrasă de alți oameni, vrei să ajungi la ei, să-i ajuți, mai ales pe cei neglijați de societate sau care sunt departe de Dumnezeu. Aceasta cade sub incidența unei concluzii deosebit de importante, pe care Dallas Willard o cuprinde sub denumirea de Unitatea Orientării Spirituale. Pentru a înțelege învățăturile lui Sus, trebuie să ne dăm seama că în ceea ce privește orientarea spiritului nostru, nu putem avea o poziție față de Dumnezeu și o alta diferită față de oameni. Suntem ființe întregi și adevăratul nostru caracter se manifestă în tot ceea ce facem. De exemplu, nu putem să-l iubim pe Dumnezeu și în același timp să-i urăm pe oameni. Încheia citatul. Așa se explică multe dintre învățăturile lui Isus. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă le iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu le iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Cine nu-l iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? De ce e așa? Nu înseamnă că Dumnezeu ne refuză iertarea pentru a se răzbuna pe noi. Ideea pe care vrea să o transmită Isus este mult mai profundă. El face o observație profundă asupra naturii caracterului uman. Pur și simplu este imposibil din punct de vedere psihologic să înțelegem și să dorim să trăim înconjurați de revărsarea iertării, a reconcilierii și a îndurării în relația cu Dumnezeu și să nu ne dorim același lucru și în relația cu alți oameni. Oamenii care nu iubesc pe oameni nu pot să-l iubească pe Dumnezeu. Așa cum elevii care nu știu tabla mulțirii nu pot să facă operații de algebră. Poate că vor ști multe despre Biblie, poate că vor merge cu regularitate la biserică, vor fi atenți să evite păcatele scandaloase și se va crede despre ei că sunt foarte avansați spiritual. Dar aceasta este o eroare, și încă una care provoacă daune profunde atât celor din interiorul cât și celor din afara bisericii. Așa cum dragoste este expresia supremă a legii, lipsa iubirii este expresia supremă a păcatului. Aceasta era starea învățătorilor legii care stăteau și îl ascultau pe Isus. Ei nu aduse răpe nimeni la el și nu simțeau dragoste nici pentru omul paralizat care avea nevoie de atingerea lui Isus, această categorie de oameni n-a dispărut odată cu sfârșitul primului secol. Bisericile sunt pline de oameni care cred că îl iubesc pe Dumnezeu, când, în realitate, ei au prea puțină dragoste pentru oamenii care înseamnă atât de mult pentru el. Într-un fel, îi înțeleg pe acești oameni, pentru că, prea adesea, eu însumi cad victima aceluiași sindrom. Și eu mă lupt cu aceeași auto-îndreptățire de care sufereau învățătorii legii. Prea adesea mă regăsesc în aceeași postură, dezaprob la fel ca ei și uit să ridic rogojini și să străpung tavane. Pe Iisus îl interesează soarta criticilor săi, el îi iubește la fel cum îi iubește pe cei care coboară prin tavan. Prin ceea ce face este ca și cum ar spune, ca să vedeți că eu am autoritate. Așa că se întoarce spre omul de pe rogojină și îi spune, ridică-te, Ia-ți rogojina, du-te acasă. Tăcere, toți privesc cu atenție. Este evident că dacă omul acela era paralizat de atâta vreme, mușchii lui trebuie să fi fost atrofiați. Isus nu numai că vindecă paralizia, dar rezolvă și problema tonusului muscular. Omul se ridică și stă în picioare, își ridică rogojina de pe podea, o împăturește, își petrecuse toată viața pe chestia aceea, și deodată gata, îi spune adio. Lumea lui s-a mărit de la o suprafață de 2 metri pătrați la distanțe atât de mari, cât îl țineau picioarele să străbată. Nu numai trupul i-a fost vindecat, și inima și sufletul i-a fost iertat fiecare păcat. Din punct de vedere fizic, relațional și spiritual, el este cel mai sănătos tip din încăpere. Imaginează-ți ce se va întâmpla când va ajunge la vârsta de 80 de ani. Ceilalți membri ai grupului său de prieteni vor folosi bastoane și cadre metalice pentru mers, însă picioarele lui vor fi încă puternice. A obținut o garanție solidă. Unul câte unul, prietenii lui se sting, el, de fiecare dată când se uită la Rogojina aceea, își amintește de comunitatea aceea mică din care a făcut parte și care spărsese un acoperiș pentru el. Cel mai mare dar pe care îl primise în termeni omenești nu era capacitatea de a-și mișca picioarele, ci prietenii săi. Niciun alt dar nu se compară cu darul comunității. Frăția Rogojinii există și astăzi o veți găsi aici și colo, într-o prietenie, într-o căsnicie sau într-o biserică, oriunde un grup posedă și acționează pe baza unui angajament irațional pentru binele membrilor lui. Nu este ușor să faci parte dintr-o astfel de comunitate. Uneori rogojinile oamenilor sunt grele și incomode și se face întotdeauna, se găsește întotdeauna un acoperiș de programe supraîncărcate, de teamă sau de conflict, care trebuie spart ca să se poată trece prin el. Dar aceia care intră într-o astfel de comunitate nu mai vor să trăiască fără ea. Este locul unde au loc vindecarea și întregirea ființei. Este comunitatea în care apare Isus. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Învață să dansezi. 1. Care este rogojina ta? 2 mai degrabă ai căra tu rogojina altora decât să le îngădui altora să te ajute să o cari pe -a ta? De ce? 3. Cerința pentru intimitate adevărată constă în doze mari de timp petrecut fără grabă. Cum te ajută sau cum te împiedică programul pe care îl ai să intri într-o comuniune mai profundă cu alții? Cum poți urmări în mod realist să adâncești o relație astăzi? 4. Fă o evaluare a subiectului comunitate în viața ta. Dacă ești într-o criză, pe cine suni la ora 3 dimineața? Cine se roagă pentru tine în mod consecvent? La cine poți să te duci în vizită neanunțat fără a provoca stânjeneală? Pe cine poți chema pentru a sărbători o victorie obținută într-un domeniu oarecare al vieții tale? În ce măsură faci parte în prezent dintr-o frăție a rogojinii? 5 credința cărei persoane a avut o influență profundă asupra vieții tale. În ce fel? Acordă-ți câteva minute pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru spărgătorii de acoperiș din viața ta. 6. Ai cunoscut pe cineva care să fie avut reputația de a-L iubi pe Dumnezeu, dar care nu manifesta dragoste față de oameni? Cum îți explici acest lucru? Cum poți evita acest lucru? 7. Gândește la cele mai apropiate relații din viața ta, rând pe rând, întreabă-te, această relație mă apropie de Dumnezeu sau mă îndepărtează de el? Mă ajută să cresc din punct de vedere spiritual și moral sau duce la formarea unor obiceiuri și atitudini care constituie motiv de îngrijorare?